În sfârșit, după o săptămână plină, două săptămâni Gata, eu am numai de vreo muncă mungă, și de securi, drumuri, turnul am mie și eu îți timp în sfârșit să protejam, mă apuc de turnul înregistrat, frumos înregistrez era al chiar tău. înainte să-l postez acest video, trebuie să-l și editez. O să înregistrez și noaptea asta și mâine, pentru ca să facem acest canal în continuare din ce în ce mai bun. Înainte să dăm drumul, o să vă plictisesc probabil câteva secunde, în care o să spun în că, primul deși rând, dar nu ratingul trebuie imens să la intrăm clanul după este fiecare super de tare, scântă sunt text în conștient primul că cuvânt vizionările fără și asta. abonații, după ce se va termina serialul, vor dispărea. Așa că, cei care sunteți aici mai vechi și pur și simplu vă place conținutul meu, băi, dați în comentarii acolo ce să urmeze. Am luat în considerare faza cu hack-ul de la cel vot, așa că urmează primul episod dintr-o serie nouă în care vom discuta despre caracterele din Naruto, probabil și din alte anime-uri, filme, seriale, nu știu. Asta discutăm pe parcurs. Așa că, hai să-i dăm drumul la în episodul al doilea din rând, Naruto. ți-mă lipsesc 3, după cum vă amintiți, ultima dată am rămas când fratele nostru Kankuro a fost hotrăvit de fratele nostru Sasori, șeful la păpuși cel mai șmecher din cartier. Naruțelul și băieții pleacă spre satul nisipului să recupereze povestea. The worst case scenario. La cât de mult îl iubesc ăștia bătrânii pe gara, deja se gândesc să schimbe Kazekagele, că totul este importanța satului, nu contează că a fost răpit Kazekage. Mamă, cât de scârbe sunt, că ăștia din Konoha, când le-a furat Hokagele s-au luptat sau... Da, satul nisipului este niște scârbe, într-adevăr. În principiu s-a găsit capcana pusă de Sasori și cred că l-au găsit și pe Kankuro, otrăvit. Timpul zboară când te distrezi. Replica lui Sasori mergând să-l ducă pe Gaara la băieții din Akatsuki. Time flies when you're having fun. Episodul trecut, când am zis că echipa de șoc pleacă să-l ajute pe Gaara, am greșit puțin. Temari a plecat dinainte, după ce a condus-o fratele nostru și Shikamaru până la ieșirea din sat, și băieții noștri Naruto, Kakashi și Sakura au prins-o din urmă și o pun în temă cu ce se întâmplă. În partea cealaltă, Kankuro a fost adus în spital pentru a fi operat de urgență și aici se sustrage o travă. Din păcate, nu există tratament pentru asta. Gaara! Kankuro și pe patul de spital urlă după Gaara, dar nu există antidot pentru o travă, din păcate, asta spun cu toții. În timpul drumului spre satul nisipului, Naruțelu își amintește de ce a zis Jiraiya, că bă, ăștia din Akatsuki nu te vor pe tine, mă, vor ce-ai tu în interior, mă, vor ficaturi, nichi, splina, vor să te vândă de organe. Sand. O ultimă chemare și strigare eroică a lui Kankuro spune nisipul roșu, adică Sasori. Deja Baki, așa-l cheamă pe tipul ăsta, am aflat și noi în sfârșit, își dă seama despre ce e vorba și fuge să adune summitul boșorogilor din satul nisipului. Baki ăsta se duce la niște bătrâni, una care e cam psihopată și râde ca proasta. Aparent numele ei o să-l aflăm mai târziu, dar vi-l spun eu, este Chio. Tipa asta are nevoie de foarte mult Sanax. Și dacă nu cenzurez asta, adio monetizare. Bine, nu că aș avea o activă, dar adio monetizare dacă o voi activa. Așa că Baki ăsta ajunge la nebunește aici și le spune ce s-a întâmplat cu Sasori și Kankuro. Până la urmă, baba e pe modul Sasori. De unde îl cunoaște asta pe Sasori, a? Imediat aici aflăm că ea este Lady Chio. Credeau că a murit acum mulți ani, dar au venit la pat la Kankuro să-l ajute. Aparent Lady Chio asta e ceva medic super șmecher ninja. După câteva explicații cu ce s-a întâmplat, baba asta e cam tare în gură. Adică de ce să chemăm pe ăștia din Konoha să ne ajute? Ce, ar trebui să ne antrenăm oamenii să fim noi buni, că na, nu se poate. Baba e puțin cam naționalistă. Da. Se luminează afară după această noapte agitată, Naruto e în copac, pregătit să meargă în continuare spre sat, pentru că au luat și ei o pauză, pentru că nu poți să alergi non-stop. Naruto spune că mai este o singură zi și ajungem în sfârșit în satul nisipului. Kakashi o trezește pe Sakura și pe ceilalți și în sfârșit pleacă. Cât timp echipa Naruțelu hoinărește prin deșert, pentru că n-au ce să facă, pentru că Temari conduce prin deșert, că acolo e satul. Tsuna, de cea mai bucătardă medic din lume, se gândește, bă, trebuie să trimitem o întărire pentru băieții noștri, neapărat, pentru că o să fie greu că e Akatsuki. Se duce să caute echipă pentru intervenție, așa că noi mergem la Akatsuki, care sunt acolo cu toții, sunt o groază de oameni, unul din ei, pe nume Zetsu, spune că nu era mai bine să avem pe Orochimaru, că așa durează foarte mult, 3 zile. Ei trebuie 3 zile să stea nemișcați pentru a perfecționa un jutsu de sigilare și vor sigila bestia din Gaara.
Dar la cum ne amintim noi conform ce se întâmplă cu aceste bestii? Când o bestie este extrasă din corpul Genjurikyu-lui, acel corp moare. Așa că este posibil ca Gaara să moară, deși cei care ați văzut Naruto știți ce urmează, eu vă spun că aici Gaara moare. Și chiar moare la propriu. În continuare, Zetsu se duce să stea de pază cu un corp fizic, adică a fost foarte tare chestia aia, și băieții se apucă de jutsu de extragere de bestie. După căutări și căutări, Tsunade îl găsește pe Gai, Lee, Neji și Tenten, care tocmai s-au întors dintr-o misiune. Bineînțeles că Lee și Gai se contrazic că o să facem jumătate de zi, o să facem o zi până acolo. Până în satul nisipului se fac 3 zile, ei zic că o să facă jumătate de zi. Take 3 days, no... Oameni interesanți. Băieții noștri Gai, Lee, Neji și Tenten, repetându-i, pleacă spre satul nisipului ca întărire. Starea lui Kankuro e în continuare critică și deja e pe 0.5 HP, nu cred că mai are vreo șansă să scape în acest moment, dar ăștia încearcă să-l țină în viață pentru a găsi un antidot, deși este foarte greu să găsești un antidot la o otravă care este pe loc acum studiată. Au ajuns în sfârșit ai noștri Naruțelu, Kakashi, Sakura și Temari și se duc direct spre patul lui Kankuro pentru a se grăbi să facă ceva. Între timp, baba aia ciudată sare la gâtul lui Kakashi spunându-i că el este white colt alb din satul ascuns în frunze. Ce dracu-i cu nebuna asta? Bine, ideea e că colt alb ăsta, cum zice, este tatălui Kakashi și el seamănă cu Tasu. Dar nu uităm în detaliile astea pentru că nu are rost. Ok, sare la bătaie baba să-l omoare pe Kakashi. Bineînțeles, Kakashi s-a apără nițel, dar până mă se bagă frasul lui baba asta, tipul ăla bătrân, și zice, băi, seamănă, dar nu este colț alb. Well, never mind. E nebună baba. E nebună. Imediat Sakura pune în practică tot ce a învățat de la Tsunade și deja zice că trebuie să avem o cameră, trebuie să verificăm o travă. Sakura se mișcă foarte repede față de medicii din sat. Bine, dacă a învățat-o Tsunade, vă dați seama ce talent are Sakura, nu? Sakura solicită câteva bierbru, câteva chestii, deja face pe șefa cu doctoria de acolo. Cum drag să nu facă? Și voi spuneți că Sakura e inutilă. Bă, de ce sunteți mă așa răi, mă? În continuare îi scoate potrava cu forța din Kankuro. Deci puțin o scoate cu forța din Kankuro. În discuție acolo, până așteptarea verdictului, Kakashi, Naruto și Baba stau de vorbă. Naruto îl întreabă pe Kakashi, băi, dar cine e ăsta? Colt, Fing, Wild, Blood, cine e ăsta? Și până Kakashi spune, a fost tatăl meu. Baba e pe modul, ce? Ești copilul ăsta? Mamă. Iese Sakura de acolo și zice, bă, am reușit să scot cea mai multă otravă, dar tot nu este vindecat, așa că vreau o listă cu toate ierburile găsite în satul vostru, vreau să-i schimbați bandajele, face exact pe doctorul, zici că e la spitalul militar, cel mai mare colonel Sakura. Bravo Sakura, tot respectul, mai spuneți voi că e inutilă, mă. Remind me of the old slug queen Tsunade. Aba asta nu tace niciodată, mi-amintești de slug e curvă, dar... Iar se duce pe dracu cenzura mea și pe satul monetizarea. Mi-am amintești de curva aia prințesa Tsunade, queen, nu, queen e regina. Regina Tsunade a păcănelelor, a mamă, deci frate, Tsunade are o reputație penibilă, se pare, în toată lumea. Poștafa în curier vine în sat și aduce un mesaj din satul Frunză, unde îi se spune că Team Guy va veni în ajutorul lor imediat. Kankuro se trezește și își cere scuze pentru ce s-a întâmplat. Și Kakashi spune lui Baki, bă, arată-mi unde s-au bătut ăștia, că eu am acolo un simț al recunoașterii și cred că poate găsim ceva. Bine, eu bănuiesc ce vrea să facă și vă spun și eu dinainte să văd ce se întâmplă, deși probabil, cred că mi-amintesc, dar nu sunt sigur, o să cheme căței probabil să urmărească mirosul. Your service. Exact cum ziceam, Pakun a venit și va lua mirosul băieților din Akatsuki. Naruto când îl vede, Pakun, dacă nu ne-a mai văzut. Pakun e pe modul, Naruto, tu, da, eu, mamă, nu te-ai schimbat deloc, nici tu, ba nu, bă, m-am schimbat, că am mai crescut. Kakashi, băi, hai să lăsăm reuniunea și hai dracu să-i găsi pe ăștia de la Akatsuki. Fratele nostru Pakun, cățelul bombardier, e pe drum spre a reuși să facă asta. Să sperăm că totul va fi în regulă și Pakun îi va găsi. Baba Chiyo, aparent bunica lui fratele nostru Sasori, vrea să meargă și ea la război. Păi, toată lumea la război, nu? Și băieții noștri Naruto, Sakura și Kakashi se pregătesc să plece împreună cu Baba Chiyo. Asta o să fie interesant. Echipa Gai zboară prin copaci spre satul nisipului. Se grăbesc cât se poate pentru a-i găsi pe ai noștri, nu? În urmă cu 3 ani, 2 membri ai Akatsuki au venit în sat după Naruto.
Astea sunt vorbele lui Kakashi către bunica Chiyo, povestindu-i ce s-a întâmplat în urmă cu 3 ani când Itachi și Kisame au venit după Naruto. Dar, spre norocul nostru atunci, fratele nostru Jiraiya a fost cu broasca pe atac și a reușit să îi îndepărteze. Baba spune că, bă, pentru a scoate o bestie dintr-un om durează timp și preparare unui jutsu foarte complex, deci va dura foarte mult până vor reuși chestia asta, deci am avea timp să-l salvăm pe Gaara. Naruto prinde puțin curaj și e pe modul perfect, hai să mergem. Și aici tanti Chiyo le spune lui Kakashi, bine, el știe, lui Naruto și Sakurei, povestea bestiilor cu coadă. Bineînțeles că nu ezită să nu facă mișto de Sakura că ești eleva acelei, hai să spunem, terminate, Tsunade și nu te-a învățat ce înseamnă bestii cu coadă. Bun, facem rezumatul rapid pentru toți care nu ați văzut Naruto și vă uitați la mine aici, deși e cam imposibil să nu vă uitați la Naruto chiar dacă vă uitați aici. Bestiile cu coadă sunt 9 la număr și sunt 9 bestii energetice create de însăși tatăl chakra Hagumoro Otsutsuki. Bun, avem 9 bestii. Prima bestie este Shukaku, respectiv bestia lui Gaara, iar a noua este Pea cu 9 cozi a lui Naruto. Intervalul de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le vom dezbate în cursul următoarelor episoade pentru că aia este. Așa că, haideți să vedem continuarea. Pakun se întâlnește cu Gai și băieții și le explică că nu mai sunt în satul nisipului Kakashi și echipa și că se duc spre țara, țara valurilor sau a cascadelor, river, se duc spre altă parte între Sand și Leaf pentru a-i găsi pe băieții din Akatsuki. Gai și cu Neji hotărăsc împreună cu Lee și Tenten, haide să mergem după Kakashi pentru că este mult mai important asta decât să ajungem în nisip. Bă, ideea e că fratele nostru Kakashi și Naruto nu sunt simțiți de către Akatsuki, dar este simțit Gai. Mi se pare că le spune celorlalți că cei din Akatsuki că se apropie un shinobi foarte puternic, un expert în taijutsu, o elită a satului Konoha, pe nume Might Gai. Se pare că fratele nostru Kisame știe cine e Gai, însă Gai tot timpul o să uite cine e Kisame. Neji folosește Byakuganul ca să vadă cât mai departe, ca să-i găsească pe cei din Akatsuki. Până la urmă, Kisame zice, bă, am eu de luat o revanșă și lăsați-mă să mă duc eu să mă bat cu Gai. Those eyes. I know you. A memory's as bad as your... Kisame față în față cu fratele nostru Gai. Ce credeți că zice Gai? You've met me somewhere before? Bineînțeles, fratele nostru Gai nu își amintește cine este Kisame. Ca de obicei, mă scuzați că am suflat în microfon. Itachi Uchiha. Itachi Uchiha este la cealaltă echipă. Băi, avem aici un conflict. Băieții din Akatsuki, Kisame și Itachi se duc să-i oprească pe Kakashi, respectiv pe Gai. Cum ce urmează o să fie foarte interesant. Și cu aceste gânduri o să încheiem din păcate acest episod aici. Dar stați, înainte să închideți, vreau să vă spun ceva. Au fost 2 săptămâni foarte grele pentru mine. Am avut atât de multă treabă și profesională cât și personală, încât nu am avut timpul necesar să înregistrez, să editez. Acest clip îl fac puțin pe fugă pentru că deja am întârziat, trebuia să-l postez deja 2 ore acum când îl filmez, va fi editat în 30 de minute maxim și va ajunge la voi. Săptămâna viitoare, cine a rămas până aici va înțelege, săptămâna viitoare avem marți clanul, miercuri sau joi, nu știu exact ziua, vom avea încă un episod de Naruto, plus vineri, încă un episod de Naruto. Ulterior, duminică pe 31, noua serie cu caractere povești. Deci săptămâna viitoare aveți 4 clipuri promise de la mine. Așa că dați abonare, dați un like, urmează o săptămână plină de videoclipuri pentru că trebuie să mă revanșez și poate ajungem și la numărul de 700 de abonați până postez videoclipul de miercuri. 3 clipuri cu Naruto săptămâna viitoare. Ne vedem atunci.